Bună seara și bine v-am regăsit la miezul problemei aici la Național TV. Sunt Denis Ciulinaru și așa cum v-am promis și aseară, vom continua discuția despre pensii, dar și despre criza politică, pentru că, mă rog, chiar dacă au loc discuții în ultimele zile destul de serioase între PSD și PNL, pare că nu toate problemele sau diferențele de idei nu s-au rezolvat acolo. Suntem departe de un asemenea scenariu. Invitații mei din această seară, pentru că vorbim despre pensii și pensionari, doamna Dorina Barcari, reprezentantul Asociației pentru Drepturile Pensionarilor din România. Bună seara, doamnă, bine ați revenit! Fondatoare, da, s-a desfințat. Am înțeles. Bine ați revenit în emisiunea noastră. Domnul Claudiu Catană, reprezentant al de bună seara, domnule Catană, bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație de asemenea. Cu drag. Și domnul profesor Mircea Coș, invitat permanent al emisiunii noastre. Bună seara, domnule profesor! Sărbuna, doamna Barcari, bună seara! Domnule profesor, să vorbim în cea mai mare parte a emisiunii noastre despre pensii astăzi, dar în primele minute aș vrea să aruncăm așa o privire și peste ce s-a întâmplat de ieri până astăzi în lumea politică. Vedem pe surse, adevărat, până la ora asta, tot felul de mișcări din astea tectonice, politice, partide neparlamentare, mai mici sau mai mari, care par a purta discuții în spatele ușilor închise cu partidele care tocmai se pregătesc pentru formarea unui guvern stânga-dreapta, să-l numim așa. Ce ne arată lucrul acesta? De ce neliniștea asta în toate straturile politicii de la București? Ce credeți că se întâmplă? Nu am niciun răspuns. Înseamnă că ceva se întâmplă, dar singurul lucru care putem să-l spunem cu certitudine e că e o mare nesiguranță. Iar pentru noi, ca cetățeni, o mare deziluzie, pentru că noi așteptăm ca în câteva zile să rezolvă probleme vitale pentru țară, mai ales pentru o anumită populație care intră în iarnă nepregătită cu salarii și pensii foarte mici. Iar discuțiile astea politice, nu știu ce se întâmplă, nu-mi dau seama care sunt posibilitățile de realizare a unei coaliții funcționale între PSD și PNL, pentru că au încă foarte multe lucruri la care nu s-au înțeles, lucruri de bază, cum ar fi, de exemplu, sistemul fiscal. Sincer să vă spun, n-am niciun fel de... Eu n-am surse, ca să vă spun pe surse, așa cum aveți dumneavoastră, domnul Ciulinaru, n-am surse. Da, dar aveți un spirit de orientare fantastic. Nu știu, dar nu, acum, fără glumă, mă uit puțin speriat la faptul că lucrurile trenează, că nu se avansează în clarificarea situației politice, iar aceste mișcări, așa cum spuneți, în subsol, în plăcile tectonice, în adâncimea scoarței, pe care le-am văzut și eu astăzi în mass media, amintite într-un fel sau altul, arată că, de fapt, ne pregătim pentru o guvernare chiar pe termen lung. Probabil că problema aceea cu 7 ani chiar este reală, pentru că probabil că se vrea să existe o stabilitate care să atenueze puțin tensiunile care există. Probabil că vor rămâne în afara acestor jocuri două partide, care văd că nu apar pe surse, AUR și USR-ul. Vor fi probabil partide de opoziție. AUR avansează pe ideea fixă pe care o are cu demiterea președintelui. USR-ul nu care știe... Pare și capitalizează ce mai puțin, foarte bine. Probabil. Da, capitalizează da, așa foarte este, bine, pentru că încrederea în președinte este la un nivel... Discutând așa că între oameni care au o anumită vârstă și un echilibru. Nu știu dacă ar fi bine acum, în momentul ăsta, cu atâtea crize, să mai avem încă una de genul ăsta. Dar oricum, faptul că președintele pierde mult din popularitate, faptul că 80% din populație, pentru prima oară de când știu eu, după 90, 80%, spune că mergem pe un drum greșit, înseamnă că această inițiativă pe care o are Partidul AUR ar putea să aibă sprijin la foarte mult din populație. USR-ul e în continuare nemulțumit de ce se întâmplă. Asta este, nu avem ce să facem, nu e treaba noastră. Dar întârzierea asta care are loc este temătoare. Un lucru bun care s-a făcut este că putem avea o anumită rectificare bugetară prin Parlament, ceea ce rezolvă anumite probleme urgente. Da. Domnule Catană, ALDE se pregătește și el să se lipească vreunui partid
mare, prin absorpție sau cum se numește orele astea, în orele astea? Da, la ce făceați dumneavoastră referire puțin mai devreme, că sunt anumite partide neparlamentare care încearcă tot felul de mișcări politice, cred că nu vă refereați neapărat la ALDE. Cred nu că neapărat, a apărut nu, pe surse nu, un partid care, într-adevăr, nu a intrat nici el în Parlament, dar are o infrastructură destul de serioasă. Și dacă vreți, dacă mă întrebați pe mine și am să vă spun, din punctul meu de vedere, poate și cu ajutorul anumitor surse, domnul Coș a spus că dânsul nu are, eu mai am anumite surse, acel partid a fost foarte, foarte curtat de domnul Orban, care clar își va face un partid, pentru că se configurează un guvern pe o perioadă mai îndelungată între PNL și PSD, iar mesajele dânsului sunt în direcția de a face un nou partid. Domnul Orban a avut discuții destul de avansate cu partidul respectiv de care faceți dumneavoastră, la care faceți dumneavoastră referire, deși nu i s-a spus numele. Iar strategic PNL, pentru că să ne uităm cine conduce astăzi PNL, majoritatea, dacă ne uităm în primii patru oameni din PNL, sunt foști membri ai PDL, al partidului domnului Boc și Băsescu la vremea aceea, iar PMP s-a rupt din PDL. Deci este clar că există o apropiere între aceste două partide și imediat i-au dizlocat din discuțiile pe care cei de la PMP le aveau cu domnul Orban pentru a crea un nou partid, ca să zdăbească pe domnul Orban, și eu cred că se va întâmpla acest lucru. Cred că PMP o să facă această fuziune care a apărut pe surse. Este doar părerea mea personală, nu sunt un simpatizant al PMP sau al PNL, dar eu cred că până acum nu a prezentat interes brusc când vrea domnul Orban să-și facă partid și a avut, se pare, discuții cu PMP. I-au dislocat de acolo, pentru că este foarte greu să faci astăzi un partid de la zero, iar partide precum PMP, ALDE și Pro-România au o infrastructură de consilieri locali, organizații, sedii și n-au intrat într-adevăr în Parlament, dar se poate reconstrui în jurul acestor partide. ALDE avem discuții, discutăm cu toată lumea, dacă vom găsi puncte de legătură comune și vom avea aceleași idei și aceleași principii și în primul rând aceleași priorități pentru țară, sigur că discutăm cu toată lumea fără nicio, de fapt, o singură excepție, mai puțin cu USR. Nu cred că ar exista o compatibilitate între USR și membrii ALDE. Din punctul meu de vedere, ca să continui puțin ideea pe care am început-o și ce ați spus dumneavoastră puțin mai devreme, eu cred că până la urmă se va întâmpla acest mariaj între PNL și stânga PSD, și dreapta, între stânga și dreapta. Rămâne de văzut dacă va fi bine sau va fi rău acest mariaj. Este clar că beneficiază de o largă susținere în Parlament, cum au mai avut-o, că a fost, de fapt este USL, că a mai fost acest USL, cum au mai avut-o. Și dacă, având în vedere criza pe care o traversează România și întreaga lume, dar la noi se simte mult mai mult, pentru că noi suntem de ceva ani încoace o țară dependentă de economia altor țări, nu mai suntem pe picioarele noastre, dar noi s-ar putea să se resimtă și mai mult această criză și numai puțin, vă rog, și sper ca totuși această largă majoritate să fie de folos, adică să ducă țara într-o direcție bună. Vom vedea. În ceea ce spunea domnul Coșa puțin mai devreme de inițiativa pe care o au cei de la AUR pentru demiterea președintelui Iohannis, este o chestiune strict politică. Este îndreptățită acest demers, dacă ne uităm în încrederea pe care o are președintele astăzi și că a avut un aport consistent la momentul în care ne aflăm la această criză. S-a aprofundat criza pentru că el n-a fost nici mediator, nici negociator. Totuși sunt aproape 6 luni de zile de când nu avem un guvern. Nimeni. Dar nu cred că va avea succes, pentru că ai nevoie de sprijin în Parlament și AUR clar nu va primi sprijin în Parlament pentru a-l demite pe Iohannis, dar va primi cu siguranță sprijin cetățenesc, ceea ce pentru ei cred că va fi un câștig mai mare. Sprijinul pe care vă primi din partea cetățenilor, că vor capitaliza în sondaj. Ei au un moment foarte favorabil acum. Cred că vor capitaliza foarte mult pe chestiunea asta. Doamna Barcari,
Această discuție, format guvern între PSD și PNL, acum ca să venim și în dreptul pensionarilor, se discută și aseară la emisiune, vorbeam despre... Și a salariaților, vorbeam despre măririle de pensii. Se vehiculează tot felul de procente, 11%, nu știu cât. Credeți că, având această majoritate, așa cum spunea și domnul Catan, sperăm că se va face și că vom avea un guvern solid, cu susținere solidă în Parlament. Credeți că vor fi mai multe șanse pentru ca aceste creșteri să se realizeze? Ele sunt absolut necesare. Și pentru salariile care sunt foarte mici, exagerat de mici, și pentru pensiile care sunt exagerat de mici. Acum, sigur că se vorbește cu predilecție de pensie, pentru că cei care beneficiază de pensii suntem în ultima parte a vieții. Și nu avem timp să mai așteptăm, mai răbdați 5 ani, 10 ani, 20 de ani, că nu știm cât mai avem. Și atunci, sigur că pensiile ies în evidență și au o prioritate sau, dacă vreți, se poate accentua necesitatea de a fi crescute. Dar eu sunt și de părere că și salariile trebuie neapărat să fie crescute, pentru că numai dacă țineți cont de faptul că toți plătim produse de strictă necesitate evaluate la nivel european, unde sunt alte salarii și pensii. Categoric. Și trăim din posibilități minime, de reduse până nu se poate, locale. Păi, acum, e adevărat că noi cei în vârstă, în ultima parte a vieții, după o viață de muncă, vrem și noi să nu murim chiar de foame și de frig, dar e vorba și de tinerii care își construiesc o viață și au copii de crescut. Ăștia din salariu minim ce să facă? Că și 3-5 salarii minime să ai și nu-ți ajung. Ori ei, dacă au două, e mare lucru. Și asta este un lucru foarte grav. Este un lucru grav, chiar dacă are aspect social, nu este aspect social, este un aspect local, uman, uman, pur uman, și trebuie să ținem cont de chestiile astea, pentru că, în fond, țara asta există pentru oameni. Și oamenii, dacă nu au un trai decent, așa cum spune Constituția, nu-și găsesc rostul în lume. Iertați-mă că vă spun, până în 90... am fost generații care am fost sacrificate să stăm în frig, să mâncăm mai prost, să așa, dar am construit ceva. Se vorbește despre reforma pensiilor. Care sunt, nu știu, dumneavoastră sunteți poate unul dintre cei mai îndreptățiți să vorbiți despre acest fenomen, pentru că aveți în fiecare zi contact cu foarte mulți oameni care lucrați efectiv. Da. Care ar fi, nu știu, trei cele mai urgente probleme de rezolvat când discutăm despre reforma pensiilor? În primul rând, ar trebui să se țină cont de, și de nivelul pensiei și a salariilor, să se ajungă în zona coșului minim, măcar. Ăsta e un lucru foarte important. Pentru că coșul minim definește limita de sărăcie, oficial acceptată, constituțional vorbind. Noi suntem mult sub el, mult. Pensionarii, dacă nu se pot mări pensiile, că acum se ceartă cu procentele astea, că 8%, că 11%, da, că 15%, nici 15% nu e suficient, atunci ar putea să fie ajutați altfel, ținând cont de faptul că pot fi ajutați pentru încălzire cu niște vouchere, să spunem, că pentru lemne, că pentru gaze, că pentru așa, pentru mâncare cu niște vouchere, pentru medicamente. Se mai îndulcește puțin criza asta și pentru ei. Pentru că, în primul rând, pensionarii au nevoie de medicamente, de asistență medicală, mai mult poate decât ceilalți. Și sunt pe ultima parte de viață, când țin de viață așa ca o ață, cum pot și ei mai mult și mai bine. Și se sacrifică, să știți, sacrificiile sunt inumane. Fac unii niște sacrificii inimaginabile. Absolut, absolut. Și este greu. Și acum gândiți-vă că sunt unii care au, să zicem, copii care îi pot ajuta. Dar se întâmplă că și copiii la rândul lor n-au cum să-i ajute. Dar sunt unii care n-au și sunt singuri. Domnule profesor, vorbeați și aseară în emisiune în care atingeam subiectul pensii. Astăzi ne-am propus să-l abordăm așa mai pe larg. Și politicienii vorbesc despre a căuta surse de finanțare pentru aceste creșteri de pensii. Nu vorbim despre salarii, vorbim despre creșterile de pensii, pentru că acolo problemele sunt cu adevărat urgente. Nu vă supărați. Unde? Acum vă spun de ce vorbesc și de salarii și de pensii. Sigur. Trebuie să țineți cont de faptul că toți cei care ani de zile rămân pe salariu minim, este inuman. La final, la o pensie... O pensie, gândiți-vă că raportul dintre salariu minim și salariu mediu brut, că pe asta așa se calculează, este între 0,19 și 0,40, dar 0,40 e mai rar. Deci vor avea o pensie
raportate la un punctaj de 0,30 și puțin, dacă sunt 30, înmulțit cu valoarea punctului. Iar acum 1442 punctul ăsta, gândiți-vă 30% din el. Ce pensie asta după o viață de muncă? Pentru că micii producători și nu au bani să-și plătească, pentru că la rândul lor ei au niște probleme materiale, că nu sunt ajutați ca în alte țări cu niște facilități comerciale sau știu eu ce. Ei se zbat singuri în concurență cu alții care au facilități în țara lor. Și atunci nu pot da salarii ca lumea. Resurse pentru creșterea pensiilor. Unde găsesc, domn profesor, partidele? Cele două, ok, ori să aibă majoritate, se vor înțelege pe un procent. De unde bani? A apărut o singură afirmație de la PSD care spune noi avem soluții. Așa. Dar n-a spus ce fel de soluții. Și atunci trebuie să ne imaginăm noi ce soluții ar putea să fie. Pentru acest an, dacă se crește pensia de la 1 decembrie cu 11%, s-ar putea reorienta niște fonduri care nu sunt folosite prin anumite zone, prin rectificarea de care vorbeam. Se mai poate lua din rezerva primului ministru, dacă mai e acolo ceva, și s-ar aranja. Problema este că trebuie să apară această cheltuială și în bugetul pe 2022. La un procent la care eu o să cadă de acord ca să mărească pensia. Pentru că, având în vedere că toate prognozele spun că va fi o inflație care se va opri anul acesta în jur de 8-9. De aceea se va menține și la anul viitor, la o anumită înălțime, va trebui ca pensiile să crească, după părerea mea, cu mai mult de 11%. Asta înseamnă că trebuie cuprins undeva. Ca să ai bani pentru așa ceva, trebuie să te gândești la banii care vin de la cei care cotizează, nu, adică cei care sunt în activitate. Aici trebuie văzut foarte bine și foarte corect cât avem și cât poate să dea și cât poate să colectezi, având în vedere că sunt restanțe și la colectarea asta, să vezi ce poți să colectezi la buget. După părerea mea, anul 2022 e foarte dificil, poate mai dificil decât 2021, pentru că avem niște elemente care distorsionează adevărata forma economiei. Avem inflația. Inflația înseamnă că se va raporta o colectare mai mare și un PIB mai mare, dar de fapt ele sunt pe inflație și pe îndatorare. Așa încât, părerea mea, vorbesc din punct de vedere al meu personal, nu e o părere nouă, am spus-o chiar într-o emisiune foarte recentă cu doamna Barcare și mulțumesc că ne-am înțeles foarte bine în emisiunea acolo. Vreau să vă spun că, după părerea mea, vom asista la o creștere a impozitelor și taxelor în 2022. Deși se spune foarte clar că nu va avea loc așa ceva. Că nu vor fi creșteri de... Eu cred că va avea loc cu mai mare pondere la cele locale ca să degreveze statul de cheltuielile locale. Aici sunt deja niște creșteri care se văd așa pătăcute, ele apar. Dar și aici. Și nu vor fi neapărat poate creșteri, ci eliminare de facilități. Deja se vorbește că în construcții și la IT le vor lua această facilitate de a... Deci se va încerca ceva. Dar, pe părerea mea, nu se va putea elimina împrumutul. Vor fi împrumuturi. Deci nu putem să scoatem vorbind din ecuație PNRR, complet. Să nu ne facem iluzie că la nivelul anului 2022 banii din PNRR vor intra deja în circuit ca să facă investiții, să mărească locurile de muncă bine plătite și să crească fondul de pensii. Nu. Asta dacă va fi și dacă va fi bine gestionat, va fi mai târziu. Se vorbește acum despre faptul că se vrea negocierea PNRR-ului, ceea ce ar fi bine. Din câte da, este știu, posibil din câte știu, nu e posibil. Nu e posibil, din câte știu. Am citit chiar azi de dimineață tot ce se putea citi pe site-ul Uniunii Europene în legătură cu mecanismele și nu apare nicăieri așa ceva. Mai ales după ce el a fost semnat aici chiar în țară de către doamna Ursula. Deci e complicat, ca să fim sinceri, e foarte complicat ce se va întâmpla. Și de aici apare, din punct de vedere politic, o capcană pentru PSD. Pentru că PSD, dacă intră la guvernare și văd că zice... Trebuie să îndeplinească ceea ce a promis din opoziție. Trebuie să mergem pe linia care a fost. Ieri am discutat în emisiune și îți mulțumesc că ți-ai adus aminte ce vorbeam acum un an, sau acum 2 ani chiar. Creșterea de 40% puncte de pensie nu era posibilă. Nu era sustenabilă. Nu era sustenabilă. Da.
Deci ei acum încep să dea înapoi. Nu cu facem cu 11, cu 12, cu 11, da. Dar și asta este complicat. Și dacă nu se vor rezolva lucrurile astea, populația care așteaptă la PSD un miracol va fi dezamăgită. Deziluzionată. Absolut. E, până la deziluzie apare însă criza. Despre care dacă o nu să... faci așa ceva, va fi o criză de supraviețuire. Mergem în pauza de publicitate și revenim cu subiectul. Miezul problemei Național TV, din nou alături de dumneavoastră. Discutăm despre pensii. Doamna Dorina Barcari, reprezentantul Asociației pentru Drepturile Pensionarilor din România, alături de noi. Domnul Claudiu Catană, reprezentant al de domnul profesor Mircea Coșa, invitat permanent al emisiunii noastre. Și vă așteptăm mesajele, dragi pensionari, și iată, le și dăm citire în emisiune. Valentina, cum pot trăi pensionarii cu o sumă de 800 de lei și familii întregi dintr-un salariu minim pe economie? Demnitarii cheltuie atât pentru o cămașă sau pentru o cravată. E un adevăr pe care îl subliniază telespectatoarea noastră. Domnul Gelu din Timiș, având în vedere tema discuției din platou, că este despre pensiile românilor, întreb și eu guvernanții care ridică mereu problema lipsei banilor pentru mărirea pensiilor și alocațiilor pentru copii, dar pentru salariile lor de zeci de mii de lei, ale consilierilor, secretarelor care se plimbă, care plimbă câte un dosar și, mă rog, se ocupă de cafeaua lor, au bani? Un alt mesaj. Ia să vedem. Dumitru din Cluj, 31 de ani în câmpul muncii și o pensie de 1000 de lei. Să-mi spuneți dumneavoastră cum pot trăi cu această sumă. Așa să trăiască guvernanții, nu noi cei care am muncit o viață întreagă. Doamna Barcari, de ce? Uitați, haideți să luăm cazul ultimului ascultător care ne-a trimis mesajul. 31 de ani în câmpul muncii, pensii 1000 de lei. De ce asistăm la astfel de, păi de fenomene? Eu vă spun de ce asistăm, că am toate datele, dar eu vă spun 43 de ani în câmpul muncii cu 850 de lei pensie. De ce se întâmplă astfel de anomalii? Simplu, să le numim? Au dispărut o serie de arhive. Oamenii ăștia au muncit din greu în locuri foarte grele și prost organizate, așa, și au fost muncitori, șoferi pe camioane dintre astea gabaritice și așa mai departe, și au avut salarii foarte bune. Au avut salarii foarte bune și câștiguri foarte mari. Dar s-au pierdut arhivele. S-au pierdut arhivele și legea, pe care eu spun că are bubițe, nu prevede reconstituirea drepturilor salariare pe baza legii salarizării existente și respectate la vremea respectivă, ci spune că pe perioada în care nu se găsesc documente, să se utilizeze salariul minim pe economie. Și dacă el, pentru toată perioada lui de activitate, îi se calculează 43 de ani salariul minim pe economie, nu iese nici 1000 de lei. Vă dați seama câte nedreptate păi este. Ce vină au oamenii că s-au pierdut aceste arhive? Mai rău, acum fosta doamnă ministru propusese a făcut o propunere legislativă ca arhivele să fie date numai la privați, de unde să se dea date și statul să plătească și așa mai departe. Dar de ce trebuie oamenii ăștia să alerge din arhivă în arhivă, să dea bani mai mult decât câștigă, decât au pensia lor de multe ori, în disperare de cauză să-și găsească actele, când de fapt statul avea obligația asta? El, în secunda în care a îndeplinit cele două condiții, stagiu și vârsta, statul care a capitalizat toate datele, pentru că statele de plată erau înregistrate și la Circa Financiară și corect, la Casa de Pensii. Păi și ăștia de ce n-au evidența în arhivele lor? De ce trebuie amărâtul ăsta să alerge pe la arhiva dispărută a lichidatorului și așa mai departe? Să deschidă acțiune, lichidatorul să nu vină, să nu-i dea datele, și dacă îi dă, să-i dea niște date aeristice pe care Casa de Pensii să nu le respecte. Și tot așa chinuială au ajuns, tribunalele sunt pline de pensionari. Oameni care au muncit o viață întreagă, care în loc să-și vadă de pensia lor liniștit și să-și trăiască ultima parte de viață liniștit, umblă prin tribunale. Domnul profesor, e normal că mereu auzim chestiunea asta, domnule, reforma statului, s-au dat legi, vedeți că de la nu știu cât ianuarie cetățeanului nu e să-i să mai ceară nu știu ce documente emis de o instituție a statului, că teoretic ar trebui să existe într-o bază a instituției care are nevoie de documentul ăla. Acum, ascultând-o pe doamna Barcari, îmi dau seama că, pe lângă faptul că aceste instituții n-au baze comune de date, da, ele nici nu comunică între ele bazele de date, este o chestiune aproape imposibil de făcut, această digitalizare totală. Și uitați ce povestește doamna Barcari. Ani de muncă trecuți în documente, pierduți. Oamenii nu mai au cum să găsească această informație. Sunt oameni simpli care nu au puterea să se... În primul rând, că atunci când
când cineva a hotărât că arhivele să fie externalizate, date la niște companii care au făcut un fel de hambare. Dacă ați văzut, sunt pe lângă București, aia e arhiva. Atunci trebuia să gândească la acest lucru, și anume că va fi foarte greu pentru pensionari în cazul în care au nevoie, și uite că au nevoie, ca să-și găsească un act. Nu s-au gândit la asta, pensionarii sunt o categorie care trebuie să dispară. Lucrul ăsta este din ce în ce mai mult spus. Repet, cred că tot în emisiune am spus, dar am mai spus pentru că trebuie să audă toată lumea, doamna Lagarde, mare personaj, a declarat foarte clar că bătrânii trăiesc prea mult și că încurcă economia. Deci această idee care se propagă, probabil există o latură a economiei astăzi, a economiei politice, care se numește silver economy, adică economia argintiei, cai părul cărun, cai părul alb, care merge chiar pe ideea asta, adică micșorarea în permanență a efortului pe care statul face pentru pensionari, pentru că acest principiu al contributivității nu mai merge. E adevărat, trebuie completat cu ceva, dar și lucrurile alea sunt greu de pus în practică. Noi am avut, fac o mică istorie, pentru că trebuie spus, am avut o inițiativă acum aproape, cred că 20 de ani, extraordinară, pentru crearea unui fond de pensii private, cele mai noi metode. Profesorul Atanasiu s-a ocupat de asta când era ministrul muncii, nu s-a mai făcut nimic. Deci, în situația de față, pensionarii sunt lăsați la voia soartei. La voia soartei ce înseamnă? Să se descurce singur, statul nu-i ajută, dar nu numai atât, că trebuie ca să și cheltuiască bani ca să-și obțină drepturile, pentru că ei ajung la niște privați care fac contract cu ei ca să le caute actul, după aia nu-l găsește, ei banii l-au dat. Anul acesta, doamna Varcari a prezentat cifra acum câtva timp într-o emisiune și autentic a apărut, vreo 60.000 de pensionari au murit, au dispărut. E un record groaznic, negativ. Deci se așteaptă și asta, poate să reduce numărul. Sună pentru că cinic, cinic. Economia, să știți că este o știință care câteodată de un cinism îngrozitor. Adică dacă cifra e bună, indiferent ce e în spatele ei. Sunt acum la noi în țară chiar economiști de mare valoare, cu funcții foarte importante, care propovăduiesc reducerea pensiilor și a salariilor ca să obținem un deficit mai mic la buget, să fim macro-stabilizați, fără să gândească că în spatele este sacrificarea unei categorii. Am ajuns în situația în care economia nu mai e cifrică, economia este pe vieți. În toată lumea e așa. Sunt țări care pun mare accent pe asta și în principal țările asiatice, acolo unde sistemul de pensii merge strună, sistemul de pensii privat mai ales. Iar noi, ca să zicem, într-o fanfară extraordinară, avem cea mai importantă creștere economică din Europa. Dar nu se reflectă în viața oamenilor. Această creștere înseamnă și cea mai mare inflație, și cea mai mare creștere, se topește creșterea de instant. Și cel mai mare număr de morți pe zi, atunci să-mi fie iertat, trebuie să vezi economia prin oameni și nu prin cifre. Categoric. Domnule Catană, sunteți, înainte de a fi politician... Dacă permiteți totuși, apropo de ce a zis domnul Coșa, că e proaspăt ce a spus, apropo de ce a spus, sistemul de contributivitate, el a fost răsturnat printr-o tâlhărire a unor fonduri existente. De ce spun asta? Erau fonduri sociale, de care n-avea voie să se atingă nimeni și au fost distruse. Fonduri care aveau vechime de aproape 200 de ani, acum deja ar fi avut 200 de ani, așa, și de care nu s-au atins nici regii, nici comuniștii, s-au atins politicienii moderni și au desființat fondul agricol, care era casa agricolă, care era din munca și din contribuțiile țăranilor români care au ținut țara asta pe mâncare și au plătit din datoriile țării ăsteia, din munca lor, și a dispărut casa agricolă. Ei aveau pensii solide prin casa agricolă, aveau stațiuni, aveau sanatorii, nu mai au nimic. A dispărut. Nimeni nu dă socoteală de chestia asta. În 92 a fost desființat fondul de pensii și de sănătate de la UGSR, vărsat în trezorerie, fără nici un drept. Bine, acei ani 90, începutul anilor 90, sunt tulburi în toate privințele. Iertați-mă, dar lucrurile astea trebuie tratate, pentru că au efecte acum. S-au răsturnat niște lucruri
în absolut de favoare. Deci străbunicii noștri ne-au făcut cadou un sistem de pensie sustenabil și care ne asigura plata pensiilor pe 4 ani fără contributivitate în cazuri de mare criză, cum e acum, de exemplu, așa, și noi l-am distrus ca să ne plângem acum că generația asta, care este sărăcită și chinuită, trebuie să ne plătească nouă și nu mai e de unde. Domnule Catan, înainte de a fi politician, sunteți un om tânăr. Având în vedere discuția pe care o avem aici despre pensii, sigur că poate nu priviți așa în depărtarea acest moment. Da, este la o distanță foarte mare de mine, pensia, într-adevăr. Dar totuși aveți încredere, adică fiind tânăr și văzând toată discuția asta, vă gândiți să luați măsuri de acum? Aveți încredere în sistemul public, ce va fi într-un viitor, dacă va mai exista? În sistemul de pensii, public de pensii, da, mă refer. Păi, dacă n-am avea încredere și speranță, atunci ce am putea face? Dacă noi, cei tineri, nu avem încredere că lucrurile, într-un final, vor intra pe un făgaș normal și că țara asta... Cândva, o să fie și ea normală, funcționa... că a funcționat sloganul ăla de o Românie normală, parcă ceva de genul ăsta. Dacă ne-am pierdut tot speranța, cine ce-ar mai face? N-ar mai face nimeni nimic, am pica... 80% și-a pierdut speranța. Da. Cifra asta este, cum să vă spun eu, când auzi cifra asta te sperii. Dacă este îngrozitoare această cifra. Dacă 80% din populație și-a pierdut speranța zicând că e același lucru, că mergem spre o direcție greșită, asta, cum să spun eu, clasa politică, dacă a creat această situație, e o clasă politică eșuată, ca să-l citesc pe domnul președinte. A spus-o textual, da. A spus-o că statul e, dar statul este eșuat, da. Domnul Ciolinaru, cine l-a fi eșuat? Se discută nu de astăzi, nu de ieri, se discută de foarte, foarte mulți ani despre sistemul de pensii din România. S-a discutat îndelungat despre principiul contributivității al pensiilor. Dar, ceea ce este corect, din punctul meu de vedere, care a spus și dumneavoastră, sunt destul de departe de momentul pensionării, dar am și eu în familie bunicile care au pensie și au, la fel cum spunea doamna Bacari, 700-800 de lei, au lucrat mulți ani de zile, într-adevăr, contribuția lor nu a fost mare, au lucrat la colectiv, cum era pe vremea respectivă. A fost mare, pentru că nimeni nu realizează că cei care au lucrat la colectiv și-au plătit impozit și pensie cu produsele și cu munca lor. Sigur că n-a fost bănuțul, dar a fost sacul de greu. Dacă ne raportăm doar la principiul contributivității, atunci avem o foarte mare problemă cu foarte, foarte mulți pensionari din România, dacă ne raportăm doar la acest principiu. Cred că totuși ar trebui, eu discut aici de cei care au o pensie minimă. Dacă acum 2 ani de zile le era greu acum este imposibil, acum având în vedere unde s-a dus inflația. Eu discut de cei care au o pensie mică și foarte mică, cei care au o pensie medie și mare, să nu zic fabuloasă, că sunt totuși pensionari care au o pensie foarte, foarte mare. Să o cheltuiască sănătoși și le doresc, dar mă gândesc mai mult la cei care nu... Cei mulți, care nu le ajung această pensie. Și care sunt singuri. Gândiți-vă. Ne gândim mai departe... Ce soluție vedeți? Că activați în politică. Ok, partidul dumneavoastră nu se află în Parlament, dar poate, nu știu, la următoarea tură de alegeri aveți mai mult noroc și atunci veți avea inițiative. Ce soluție vedeți pentru... Deci nu trebuie să reinventăm apa caldă. Ea e simplu principiul de funcționare. A spus chiar domnul Coșa la începutul discuției legate de pensii. Păi nu o să poți niciodată să mărești pensii atâta timp cât economia, în loc să progreseze, ea merge în jos. În primul rând, trebuie investiții masive în economie. Noi avem o mare problemă, am spus-o încă de la început. Dacă se declanșează o criză economică la nivel global și teoretic ea deja se cam simte prin prețurile crescute această criză. Noi ca țară avem o foarte mare problemă pentru că depindem de economia altor țări, pentru că asta a făcut clasa politică din 90 până astăzi. Eu sunt mai tânăr în politică. Îmi doresc ca țara să se dezvolte, ca firmele să se dezvolte. Ne dorim cu toții, cred că ne uităm cu foarte mare tristețe
Și chiar dacă n-am trăit în vremurile dinainte de 90, unii, pentru că eu fac referire la mine, chiar dacă nu am trăit atunci, dar știu de la părinții mei, știu de la, din documentare, am văzut, păi totuși România era una dintre economiile puternice ale lumii. Ale lumii, astăzi am ajuns să fim... Poate să, că și idealizam... Nu este chiar așa, domnul Ciulinar, eram o țară autotrofă în România, oamenii puteau să trăiască fără a depinde de alte țări. Noi acum produceam aproape orice. Acum aproape că nu mai producem nimic. Și culmea e că în România chiar se pot produce. Chiar se pot produce lucruri. Doar că dacă nu vom avea și aici stă și în voința și în putința oamenilor și în analiza lor, pentru că de-a lungul timpului, din păcate, în România votul a fost foarte mult influențat de tot felul de decizii, de tot felul de mesaje populiste ale politicienilor pe care oamenii au votat, că așa au ajuns să guverneze. Absolut. Uitați-vă că au votat acum un an de zile și uitați-vă ce s-a întâmplat în șapte luni de zile. Totuși, cred că tot poporul, tot votul, tot cetățeanul mai crede cineva voturi? Votul este foarte important. E adevărat, să-l exprim, după ce să-l exprim și să-l analizezi foarte mai bine. Mai crede cineva în voturi? Să analizezi foarte bine cui dai acest vot, doamne. Da. Deci asta este foarte important. De acord, eu îi dau. Pentru că vrem tot politicienii vor conduce țara. Tot politica va conduce. La sectorul 1 votul a fost clar viciat, au fost probe că e viciat, autoritățile statului român investite să facă lumină asta nu reușesc să aprindă lumina. Doamna Barcari, dar lăsați sectorul 1, uitați, acum... Eu m-am referit, am dat un exemplu. Acum vedem discuții... Și mai are cineva încredere în vot? Nu se mai iasă niciun român la vot. Doamna Barcari, haideți să vă spun ce se descurajeze. Păi, domnul Catan, sunt partide acum care negociază pentru formarea unui guvern. Foarte bine, că e nevoie. Dar gândiți-vă că sunt alegătorii celor două partide care mânați de mesajele electorale din fostele campanii electorale, acum se uită uimiți. Domnule, dar li s-a dat răspuns, Orban le-a zis ce am promis în campanie electorală, e altceva decât ce puteți să... Haideți să trecem la pensionari. Două secunde, că vin multe mesaje, domnul Catană, și n-aș vrea, pentru că le-am promis oamenilor că le vom da citire. Doamna Barcari, chiar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Alexandru ne scrie, cum se găsesc anii de muncă la Revisal? Există o firmă care se ocupă de asta? ITM-urile trebuie să le aibă. Deci ITM-urile. Acolo trebuie să se găsească toate revisalurile. Dar în revisalul celor de la ITM, din momentul în care s-a înființat acest sistem, s-a încărcat și arhiva din urmă. S-a teoretic, încărcat. Că teoretic, ne spunea doamna Barcari că sunt ani întregi. Teoretic, păi ce, teoretic? Eu vă dau exemplu anumitor persoane pe care le cunosc. N-au avut probleme, într-adevăr, eu nu contest că nu sunt probleme. Dar de când s-a înființat revisalul, fiecare firmă, știți că e simplu sistemul, ești obligat să declari în revisal contractul. Adică nu se mai poate pierde. Poate că trebuia două secunde. Eu cred că și acest lucru l-am făcut foarte târziu cu revisalul. Trebuia făcut mult mai de mult, nu în 2007. A fost lege prin care toate cărțile de muncă trebuiau scanate până la 1 ianuarie 2011 și nu se găsesc nici acum scanate. Doina, Alba Iulie, aș vrea să ies anticipat la pensie și aș vrea să cumpăr un an vechime. Cum procedez? Se adresează casei de pensii, face contract cu casa de pensii pentru anul respectiv să-l plătească integral sau în rate. Așa. Cu cel puțin salariu minim pe economie. Cel puțin. Se pune condiția. Și poate cumpăra. Însă ieșirea anticipată eu nu sfătuiesc. E vorba de un an. E vorba, da. De a cumpăra un an. Să cumpere un an, dar nu știți cu cât iese. Da. Eu nu o sfătuiesc, pentru că în momentul în care se pensionează anticipat, lucrurile îngheață la momentul respectiv. Și nici nu mai are voie să aibă un alt venit, pentru că înseamnă că va plăti amendă. Deci, dacă poate. Păi e foarte important. În momentul în care tu te declari că vrei să te pensionezi anticipat, tu, de fapt, vrei să beneficiezi de dreptul de pensie pentru că nu mai poți. Nu mai ai unde să muncești sau nu mai poți. De-aia este și o limită aia de 5 ani. E, ori, în momentul în care tu, fiind pensionat anticipat că nu mai poți, ai un venit că poți, deci ai mințit statul. N-ai voie să faci chestia asta. Florentina, am un ajutor social de 140 de lei, de acolo îmi iau medicamente, plătesc un apartament, probabil 1.400 de lei, 140 de lei n-ar ajunge. Plătesc un apartament și trebuie să mă întrețin și de mâncare, vă rog să luați măsuri și cu cazul meu sunt văduvă.
Ajutor social de 140 persoane, de lei. Persoane singure sunt cele mai vulnerabile. Pentru că cele care au copii, au nepoți, au, mă rog, pe cineva, sau chiar dacă sunt doi pensionari, sunt două pensii mici, dar, mă rog, se cărpesc cu cele două. Însă o singură persoană cu o pensie mică, singură și fără niciun fel de ajutor, e condamnată la înfometare. Mă numesc Vasile Viorica, am muncit 38 de ani, am o pensie cu care nu mă descurc. De ce nu se face o mărire numai la cei pensionari care au pensii mici, nu la cei care au pentru pensii mai mari? Pentru că s-ar încărca principiul contributivității, dar se pot lua niște măsuri. De exemplu, se impozitează pensiile pentru toate sumele care depășesc 2000 de lei și este un lucru neplăcut. De ce? În primul rând că este dublă impozitare, pentru că toate sumele depuse în contul pensiei sunt sume impozitate. Deci niciodată, la noi în România n-a fost impozitată pensia, asta a fost o altă idee. Dar 2000 de lei este o treaptă care n-are nicio justificare. Nu e nici salariu minim, nici salariu mediu, nici coșul minim, nici nimic. Pragul ăsta de 2000 ar trebui urcat măcar la salariu mediu, care este element de calcul și ar avea o justificare. Și s-ar mai ridica cumva. Dacă doamna are însă până în 2000 de lei, nu este impozitate adevărat, dar este o pensie care ar trebui să fie mai puțin decât ajutor social în țara asta, cu coșul minim care e peste 5000 de lei. Altă situație. Mă numesc Filip din Giurgiu, am dus adeverință la casa de pensii cu vechimea pe care nu am avut-o trecută în cartea de muncă și domnii spun că nu e valabilă. Ce trebuie să fac, unde să mă adresez? Nu, ce fel de vechime? Trebuia să spună clar ce fel de... Că vechimea asta înseamnă că a obținut niște înscrisuri de muncă de undeva în care trebuie să se specifice în clar că a fost angajat de la data până la data cu salariile respective și că a beneficiat și dacă a mai beneficiat de altceva. Depinde cum e formulată adeverința, pentru că legea pune niște condiții. Vin foarte multe mesaje, să știți. Da, vă punem la încercare. Nu, puteți să mi le dați pe mail și le Valerica Bârlad, am o singură întrebare cu ce am greșit noi de avem pensii așa de mici. Iar Doina Suceava, cum poate un tânăr de 21 de ani, foarte bolnav, să trăiască cu 500 de lei ajutor de handicap? Păi tocmai că, știți, a răspuns un ministru USR, da? Tocmai asta este ideea. E răspunsul lui. Pentru că e clar că este o lipsă de simț umanitar să-ți bagi joc de niște oameni incapabili să se auto-întrețină și să le arunci un 500 de lei. Ce face cu 500 de lei? Nimic. Când? Absolut. Nimic. Gheorghe Brașov, legea numărul 3 din 1973 era cea mai echitabilă. 73 mi-a scris. Da, n-a știut. Cea mai echitabilă pentru toți pensionarii, inclusiv pentru cei cu pensii speciale. După o viață de muncă, pensia era o recompensă pentru activitatea omului. Haideți să înțelegeți. Legea 3/77 a fost foarte bună în sistemul acela de contributivitate cu fondurile sociale. Pentru că erau niște fonduri foarte mari și puteau să asigure niște pensii decente. În momentul în care aceste fonduri au fost furate din patrimoniul național, fiind fonduri sociale, atunci, trecându-se la sistemul Bismarck de contributivitate inversă, dumneata mă întreții pe mine, nu eu îți depun ce ți-am depus acolo, beneficiai și dumneata de el, deci s-a răsturnat situația, a intervenit legea 19 care a pus alt sistem de calcul, ținând cont de inversarea contributivității prin raportarea veniturilor la unitate de referință, salariu mediu pe economie. Și atunci a trebuit să se schimbe sistemul de abordare a calculelor. Acum, ca să vă mai dau un singur răspuns, că tehnic poate v-am zăpăcit. Prin legile a salarizării și a pensionării de vechi, se asigura cetățeanului român o evoluție salarială obligatorie. Legea impunea, legea salarizării. Nemai fiind această asigurare din care omul plătea, pe legea 3 se lua ultima perioadă cea mai valoroasă și se introducea în calcul. Și se ajungea la o pensie foarte bună. Pe când acum, pentru că există fluctuație și cu șomaj, care nu era înainte, cu pensie, absolut, cu salariu minim, care intervine aiure haotic și se plătește în mod imoral, așa, sigur că se ia toată perioada de contributivitate și iese mult mai mic. Teodora Cluj, soțul meu are o vechime de 40 de ani și pensie de 1100 de lei. Cum au calculat? Au calculat fără anumite perioade. Sau cu salariu minim pe anumite perioade când i-au considerat că nu se regăsește clar salariul în înscrisurile domnului.
Doamne Parcari, da, sunt, bănuiesc că sunt sume trecute în clar în vechimea acestor oameni, nu? Nu totdeauna. Au fost documente întocmite eronat sau le-au lipsit documente. Sunt oameni care și-au pierdut carnetele de muncă. Poate nu ei, poate cei funcționarii care au fost neglijenți. Au trebuit să-și refacă, să-și reconstituie înscrisurile de muncă și uite, n-au avut de unde. Pensionar. Mesaj. Stan Brăila, uitați că a și semnat. Am lucrat de noapte. La toate firmele nu a fost înregistrat și nu am beneficiat la calcularea pensiei. Da, pentru că patronul nu i-a acordat spor de noapte. Nu a făcut pentru asta, patronul trebuia să plătească niște bani. Ce pot face oamenii care sunt în situația asta? N-au ce să mai facă. Atunci trebuiau, împreună cu, fiind un colectiv de muncă local, să sesizeze ITM-ul și să-l dea în judecată pe angajator. Dar dacă îl dădea în judecată pe angajator, își pierdea serviciu. Și erau disperați. Două minute așa până în pauza de publicitate. Credeți vreodată că politicienii, repet, care promit tot felul de lucruri, vor reuși să rezolve aceste inechități? Sunt rupți, ei au alte salarii, au alte drepturi, au alte legi. Nu este democratică situația. Cum o să facă vor reuși ceva? Să rezolve și să fie... Toată lumea n-are cum să fie mulțumită după reforma pensiilor, clar. Dar măcar cei mai mulți, adică vor reuși să facă aceste reglaje, politicienii, partidele, prin programe de reformă a pensiilor, ce credeți? 127. O să vă spun ce se discută în Europa acum. Și a fost o mișcare importantă. Vestele galbene în Franța, care a avut și unul dintre aceste aspecte. Nu se poate rezolva. Nu se poate rezolva pentru că sunt etape diferite, legi diferite, situații diferite. Se poate completa, se poate ameliora situația prin pensii private. Asta, sigur că și aici e complicat, pentru că sunt generații care încep acum, nu se știe cum va fi. Nu există o siguranță în gestionarea acestor fonduri. Și atunci s-a introdus, și asta e o problemă care acum circulă, se vorbește foarte mult, contul privat de pensii. Adică, pe cont propriu, îți faci un cont de economii care îl folosești pentru pensie. Sunt bănci, mai ales în Scandinavia, care sunt avansate din acest punct de vedere, oferă niște situații mai favorabile pentru cei care își depun banii pe termen foarte lung. Și mai sigure. Că asta trebuie. De asta trebuie să ai siguranță, trebuie să ai încredere în sistem. Exact ce lipsește acum. Eu sunt foarte sceptic în legătură cu asta. Sunt foarte sceptic. Și noi vom mai avea o problemă. Asta nu se discută pentru că există așa un fel de... Scurt, că mergem în publicitate. Da. Noi avem în țară părinții celor care au plecat din țară. Cei care au plecat din țară nu plătesc pensii, dar noi, cei care am rămas, plătim pentru părinții lor. Sigur, e același neam, același popor, e solidaritate. Dar la contabilitate nu prea este. Mergem în pauza de publicitate și revenim cu subiectul. Rămâneți cu noi. Din nou împreună la miezul problemei, aprinsă discuția despre pensii și să știți, doamna Barcari, că primim foarte multe mesaje și pe parcursul emisiunii și cuvânt. În pauzele de publicitate. Vă cred pe cuvânt. Și o telespectatoare ne-a trimis o adeverință. V-am și arătat-o, dar pentru că sunt niște date personale acolo, CNP, nu putem arăta pe post, nu putem prezenta. Și atât ne întreabă dânsa, vă rog frumos să-i arătați doamnei Barcari această adeverință, să-mi spună care este motivul de nu acceptă la dosarul de pensie, spunând că nu este conform legii, de ce nu e bună și cum trebuie să arate. Nu există condiționare în sensul ăsta, la felul ăsta de adeverință și pentru datele astea. Există doar o singură condiționare pentru adeverința pentru grupe de muncă, fostele grupe 1 și 2, este conformitate cu ordinul 50 al Ministerului, însă pentru așa ceva nu există adeverință. Această adeverință ar trebui să fie valorificată. Doamna să aibă grijă să nu se bazeze pe răspunsuri verbale. Trebuie tot înscris. Trebuie să aibă răspuns înscris, că cu un răspuns înscris, dacă deschide acțiune în instanță, câștigă imediat, pentru că nu există motivație. Și credeți că îi vor da un răspuns înscris, având în vedere această practică? Nu, foarte bine să trimită scris, o scrisoare în care se spune, vă rog să motivați pentru de ce nu este valorificată adeverința numărul cât scrie acolo, și să-mi dați un răspuns înscris. Și au obligația în 30 de zile să-i răspundă.
Este conform legii 544, este legea accesului liber la informația publică și ei au obligația în conformitate cu articolul 13 să răspundă în 30 de zile fiind instituția statului sau dacă nu pot, în 15 zile să comunice termenul în care pot da acest răspuns. Adică, hai să, suntem totuși o țară cu niște legi, da? Să le respectăm. Și mai ales când e vorba de instituția statului. Instituțiile statului, deci, care doamna să trimită prin poștă cu confirmare de primire, confirmarea să fie probă că ea a trimis această... A ajuns la ei și chiar dacă nu primește în 30 de zile răspuns, poate să deschidă acțiune, să spună, domnule, eu m-am dus și la ei, mi-au zis vorbe, n-am probă, dar am trimis și ca să am probă. Și, să răspundă și nu mi s-a răspuns în scris. Așa că să răspundă în instanță. Dacă nu se poate altfel, mai ales că se pune problema, toți miniștrii de la Ministerul Muncii spun că oasele de pensii, vai de mine, ce fac, își bat joc de oameni și nu este singura dată. Pleacă o pensionarul plângând de la ghișeu. Nu mi se pare normal. Vedeți ce înseamnă lipsa de comunicare între stat și cetățean, domn profesor? Nu numai de comunicare, dar și de grijă a statului față de cetățean, pentru că cetățeanul ăsta plătește impozite. Nu, dar parte din lucrurile astea s-ar rezolva dacă totuși oamenii ar avea și un pic de comunicare de la instituțiile statului. Poate niște condiționări. Poate au greșit, nu știu, în depunerea unor documente și cineva, dacă îi trăgea de mânecuță și le spune, uitați, asta se face așa. Haideți cred să că vă multe spun. Dintre ele erau rezolvate. Să nu generalizăm instituțiile statului și angajații, că asta sunt foarte mulți oameni de calitate pregătiți care lucrează în instituții publice. Care nu sunt... Și aia care, strică tot. Păi trebuie să plece acasă. Păi uite că nu pleacă. Nenorocirea au mai plecat de prin ei. Eu mai știu cazurile care au plecat. Dar să nu generalizăm. Sunt oameni bine pregătiți în instituțiile publice ale statului. Sunt și. O mare parte dintre ei și care sunt de bună credință. Vorbesc cu omul, îi explică, îl învață, îl îndrumă. Sunt și oameni de genul ăsta. Eu cunosc foarte mult și am dat peste foarte mult. Într-adevăr, este și cum spune, doamna. Gândiți-vă... Este la noi, este, numai puțin vă rog. La noi este o problemă, domnul Șulinaru, și de abordare, o problemă de conduită a funcționarului. Și de responsabilitate. Dar este și a cetățeanului. Am fost zile trecute la ANAF, de exemplu, am stat frumos la rând, am vorbit cu doamna de la ghișeu, inițial a avut o sfidare față de mine. Da, i-am vorbit așa. Frumos, mi-a explicat, m-am dus din nou, iarăși mi-a explicat, a venit un domn după mine, eu trebuie să mai completez niște documente. I-a spus doamna, i-a explicat, imediat a ridicat vocea la dânsa, i-a replicat și așa mai departe. Totuși și ca funcționar ăla de la ghișeu trebuie să aibă nervi întinși, pentru că și cetățenii, haideți să vedem și cealaltă parte, au chestia asta, când se duc, să duc pe certă mulți dintre ei, să certe funcționarul de acolo. Hai domne, că dacă vorbești frumos și... Nu cred eu că sunt oamenii atât de rea credință, astfel încât să nu vrea să ajute un pensionar în special. Pot să dau un nume pentru că deja nu mai există. Mie mi-a venit, cum să vă spun, într-o stare psihică proastă, un mare regizor român, Ion Cojar, Dumnezeu să-l odihnească. Fusese la casa de pensii și a bătut joc cineva de el, de a veni tremurând și plângând la mine în birou. Și mă rog, i-am rezolvat problema. Eu sunt singură pe țară. La mine apelează oameni din toată țara. Nu știți că stau cu telefoanele în ureche și așa. Răspund câte o noapte întreagă la 30-40 de scrisori. Nu e o problemă. N-am țipat la nimeni, nu mi-a bătut joc de cineva, nu am ridicat tonul la nimeni niciodată. Nu poate să spună cineva că l-am admonestat. Deci cum e posibil la un ghișeu preț de 8 ore să faci asemenea lucruri când tu ai de fapt o, cum să spun, o cazuistică relativ limitată pe care tu s-o abordești și atât. Domn profesor, un om se duce să rezolve cu instituția statului ceva. Face pentru prima dată în viața lui treaba aia. Trebuie să depună știu ce documente. Nu știe procedura, nu o cunoaște. Întâlnește un funcționar care e sătul, e cu nervii la pământ. Poate e din categoria celor care muncesc și sunt bine intenționați. Nu mai poate din punct de vedere fizic. Poate este supra-solicitat. Omul ce vină are? Și vedeți, de aici fracturi și senzația asta a cetățeanului că statul întotdeauna îl tratează cu dispreț. Dacă vorbim despre nu știu ce datorii ar avea cetățeanul la stat, imediat statul consideră din start suspect, vinovat de nu știu ce, că ascunde, că nu plătește, că nu face, că nu drege. Cum rezolvăm noi această problemă? Că spuneați dumneavoastră, în toate măsurătorile sociologice, din perioada asta oamenii nu mai au încredere în direcția pe care o urmăm. Păi iată că sunt lucruri adunate în ani de zile. Experiențe personale, nu?
Câte una. Sigur că da. Fiecare vede lucrurile prin propria experiență. Puțini sunt cei care o văd printr-o experiență sintetizată la nivel global. Și atunci se adună. Unii nemulțumit că cineva l-a bruscat, altii nemulțumit că e prea scumpă viața, altul că n-a prins autobuzul. A plătit o amendă și nu dar trebuie. Dar toate astea arată pe ansamblu o disfuncționalitate a statului. Fie că nu funcționează, fie că nu comunică, fie că nu informează cum trebuie. Acum, referitor la funcționari. De mult de tot am făcut un masterat în Italia, care a fost și cu o practică. Și la una dintre băncile italiene, în ghișeu, pentru funcționari, era o hârtie, o țin minte și acum, scria așa: ascundeți-vă incompetența prin politețe. Foarte interesant. Pentru că nu întotdeauna știi ce să-i spui omului. Dar dacă întotdeauna vorbești frumos, poți să rezolvi. Da. Dar poți să fii politicos cu el, poate să se simtă bine. Mai este și tot așa din niște lucruri de-astea care țin pe doamnă de economie, dar într-o formă comportamentală. În 1970, Noua Zeelandă a șocat lumea printr-un program național care l-a făcut, care s-a chemat să gândești mare, în mare. Think big. Unul dintre elemente era curios, dar să vedeți ce înseamnă. La instituțiile publice, intrarea trebuie să fie cu 1,5 m, 2 mai înaltă decât omul care vine. Ca să simtă autoritatea instituției. Interesant. Vedeți, sunt lucruri la care unii se gândesc. Sunt chestii de comportament, unii și-au făcut meserii, comunicare, acum e o... La noi nu se iau în seamă lucrurile astea. Nu se iau în seamă. Aici sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră. Lipsește comunicarea. Da. Oamenii instituții publice au problemă de a comunica cu cetățeanul. Aici aveți dreptate. La noi, pe timpul comunismului, toate blocurile astea care s-au făcut, s-au făcut în așa fel încât, la un moment dat, dacă îți cumpărai frigider, nu căpeai pe ușa blocului. Așa, deci trebuia să demontezi. Da. E mai vecine ca să demonteze ușa. Deci sunt lucruri care nu țin de mare gândire. Dar țin de ceva foarte important, de studii sociologice aprofundate. Din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumesc mult, domnule profesor, și pentru această ediție Miezul Problemei. Mulțumim, doamna Barcari, și vă mai așteptăm, pentru că sunt multe mesaje, multe vi le vom trimite. Domnule Claudiu Catană, de asemenea, mulțumesc. Urmează jurnalul de seară Național TV. Toate cele bune, să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare.